Cătălin Burlacu este noul antrenor al echipei de basket a clubului Steaua București. După o carieră impresionantă ca jucător, Cătălin a răspuns pozitiv provocării de a antrena în Ghencea și de a readuce echipa roșialbastră albastră în fruntea basketului românesc. Fost jucător de lo național, câștigător de nouă a campionatului și de 5 ore a Cupei României, Cătălin Burlacu are în palmares și o Cupa Italiei și un trofeu FIBA Eurocup. Mă simt deosebit de onorat să fac parte din cea mai mare familie sportivă din România, practic Steaua fiind cel mai mare brand în opinia mea din România. În primul rând, cred că trebuie venit cu un suflu nou, trebuie o gândire nouă și trebuie niște jucători care să înțeleagă practic ce înseamnă sacrificiul pentru, pentru sport, în primul rând. Trebuie să înțeleagă în totalitate care sunt cerințele la acest nivel și noi, stafful, trebuie să înțelegem că pe lângă răbdare și învățare, zi de zi, trebuie aduse și rezultate. Ce obiectiv ai la stea? ne Am dorit enorm primele patru. Lăsând la o parte discuțiile care pot fi interminabile vis-a-vis -vis de bugetele celorlalte echipe. Nu privesc la celelalte echipe, privesc strict la, la echipa mea și îmi doresc ca echipa mea să aibă o exprimare basketbolistică modernă, o exprimare basketbolistică nouă și cu această exprimare să vină și, și rezultatele. Există presiune, desigur, însă eu sunt primul care pun presiune pe mine și pe, pe munca noastră. Adică nu vreau să văd o muncă care nu dă rezultate. Cătălin Burlacu va fi ajutat în misiunea sa de Zoltan safar din postura de antrenor secund.